ziua, sunt Patricia Podoleanu și vă prezint știrile Pro TV, iată care sunt cele mai importante subiecte. Muncitorii îngăruiesc ca să pregătească președinția pentru vizita de mâine a lui Recep Erdogan, iar militarii au făcut repetiții printre căldări și mături. Igor Dodon atacă la Curtea Constituțională legea care prevede deschiderea benzinăriilor la frontieră, deși anterior și-a pus semnătura pe document. Fondatorii unuia dintre cele mai scumpe licee din capitală s-au angajat să repare o grădiniță de la Buiucani, iar în schimb, primăria le oferă un teren pentru 49 de ani. Pregătirile pentru vizita lui Recep Erdogan sunt întoi la președinție. În timp ce 10 de muncitori pun pavajul, spală trotuarul și lucrează de zor, militarii fac repetiții printre mături și căldări. Se face curățenie ca înainte de Paști, astfel că mâine, când președintele Turciei va veni la inaugurare, totul să fie ca la carte. Curtea președinției era azi dimineață plină de oameni și de forfote. În fața clădirii, militarii făceau ultimele repetiții. Și în timp ce muzica de fanfară răsuna, 10 de muncitori lucrau cu sârguință și parcă în același ritm. Frumoasă! Dacă încă nu s-a terminat, e zgrăghesc ca moldovenii proști. Îmi pare trist faptul că au pus un gard când înainte era un spațiu deschis, un spațiu pentru public. Era ca o continuitate a parlamentului care în față nu e îngrădit. Dacă la intrarea principală printre havuzuri muncitorii stăteau cu măturile în mâini și deja curățau locul, la cea dinspre strada Maria Cebotar mai este mult de lucru. Unii puneau pavajul, alții îngrijeau gazonul. Și pentru că s-a adunat mult noroi, trotuarul a fost spălat, iar toată mizeria s-a scurs în drum. Să la moldoveni, curățenie, adică murdărie o dăm afară și în ograda să fie curată. Dacă de obicei, asta e știut că fața gospodarului începe de la poartă. Președintele Turciei, Recep Erdogan, care urmează să ajungă mâine la Chișinău, și-a trimis automobilul cu o zi înainte în țara noastră. Potrivit Runaway 08, mașina a fost adusă cu un avion militar Airbus Military A400 pe aeroportul de la Chișinău. Contactați de Pro TV, responsabilii de la SPPS ne-au spus că vor reveni ulterior cu detalii la acest subiect. Mâine și poimâine va fi acces limitat pe circa 30 de străzi din capitală. Circulația va fi temporar interzisă pe Bulevardul Ștefan cel Mare, pe Dacia, strada București, Mihai Eminescu și pe alte artere, pe unde se va deplasa coloana prezidențială. După ce și-a pus semnătura pe legea care permite deschiderea benzinăriilor duty-free la frontieră, Igor Dodon face un pas înapoi. Astăzi, președintele a cerut Curții Constituționale să declare votul deputaților neconstituțional. Purtătorul de cuvânt al șefului statului spune că amendamentele au fost camuflate intenționat. Nu este problema în aceea că nu s-a răzgândit. Problema a constat în aceea că aceste modificări au fost camuflate. În lege se vorbește despre cifre. Dumneavoastră nu ați găsit în lege cuvinte legate de petrol sau de altele. Se vorbește despre poziții tarifare care se indică prin cifre. Și deci se întâmplă când președintele pune semnătura fără să știe esența proiectului? Eu cred că dumneavoastră încercați să denaturați. Președinția susține că Parlamentul a încălcat procedura atunci când a votat modificările la codul fiscal și vamal pentru a permite vânzarea combustibilului la prețuri mai mici la frontieră. Proiectul a ajuns în legislativ în lipsa unui aviz pozitiv din partea guvernului, iar deputații nu ar fi evaluat riscurile la care este supus bugetul țării odată cu intrarea în vigoare a acestor amendamente. Tocmai de aceea, instituția prezidențială a cerut astăzi Curții Constituționale să verifice constituționalitatea votului din ultima ședință de vara aceasta. Judecătorii de acolo au la dispoziție 6 luni ca să-i dea un răspuns șefului statului, asta dacă sesizarea va fi acceptată pentru examinare. În paralel, domnul președinte a dat indicația să fie elaborat și un proiect de lege care va fi înaintat Parlamentului pentru abrogarea celorlalți prevederi legale. Vladimir Cernat este deputatul neafiliat care a introdus în a doua lectură amendamentele care să permită deschiderea benzinăriilor duty-free la frontiera cu Moldova. Pentru ca
ca șoferii să-și poată alimenta mașina mai ieftin în limita capacității rezervorului și doar la ieșirea din țară. Opoziția privește această posibilitate ca pe o favoare făcută de guvernare primarului de Orhei, Ilan Șor, cel care deține magazinele duty free. Omul de afaceri condamnat la 7 ani și jumătate de închisoare în dosarul BEM a negat însă orice interes. Au rămas doar cu promisiuni, locuitorii din satul Regina Maria se plâng că au fost anunțați de autorități că drumul central nu va mai fi asfaltat, așa cum li s-a promis anterior. Trasa asta e națională, așa, măr, sute de mașini, măr, pe zăpișe. Măr, de aici, mă, nimeni nu adușă de colm. Localnicii susțin că primarul a ales să asfalteze drumurile care duc spre casa lui. Revenim cu detalii în câteva minute. Violul de care este învinuit Gheorghe Petic a fost înscenat și chiar destul de neprofesionist, a spus astăzi vicepreședintele PPD Alexandru Slusari. Membrii platformei DA iau apărarea fostului polițist de frontieră, spunând că dosarul său este fabricat. Toată schema aceasta, toți participanții la schema au fost foarte deranjat. Și domnul Petic, de câteva luni în urmă, a fost avertizat că se pregătește această răfuială în formă de dosar penal. Slusar a mai spus că acuzațiile aduse lui Petic vin ca o răzbunare pentru faptul că acesta a tot răscolit trecutul ministrului de interne Alexandru Jizdan și a încercat să scoată la suprafață diferite ilegalități în care el ar fi implicat. Membrii platformei DA au făcut declarații politice la fel ca și cetățeanul Petic. Deoarece Ministerul Afacerilor Interne nu face politică, nu vom comenta aceste declarații. Membrii platformei DA au spus că îl vor ajuta pe Gheorghe Petic să-și demonstreze nevinovăția. Există două căi de apărare. Este calea juridică, strict juridică, și calea politică. Juridică, noi întreprindem toate măsurile, acolo așa de bine se vede făcătura că curtea de apel la care noi ne adresăm, adică ajutăm prin intermediul avocatului, că curtea de apel va lua decizia cel puțin despre trecerea arestului la domiciliu. Gheorghe Petic a fost reținut vinerea trecută la Ungheni după ce o femeie s-a plâns că el a violat-o. Fostul polițist de frontieră respinge acuzațiile și spune că dosarul i-a fost fabricat la comanda lui Vlad Plahotniuc. Potrivit poliției, pe marginea cazului a fost pornită o cauză penală pentru viol. Dacă va fi găsit vinovat, el s-ar putea alege cu o pedeapsă de până la 5 ani de închisoare. Gheorghe Petic a ajuns în atenția publică după un live în care a povestit despre contrabanda de la granița moldoromână și scheme infracționale care ar fi fost puse la cale de persoane cu funcții înalte din poliție. Socialiștii spun că au identificat deja 38 de candidați pe circumscripții pentru parlamentarele din februarie, din totalul de 46. Partidul va organiza și un eveniment pentru a-i prezenta pe toți odată. Pe data de 18 noiembrie 2018 planificăm un amplu protest la Chișinău cu participarea a 10.000 de oameni împotriva la 9 ani a regimului de guvernare antipopular, antistatal, antisocial. Tot în cadrul acestui eveniment vom prezenta public programul politic și ce urmează să întreprindem, inclusiv până în ziua de 24 februarie. La începutul acestei luni, Vladimir Voronin cerea Comisiei Electorale Centrale să penalizeze Partidul Socialiștilor, PD-ul și formațiunea lui Ilan Șor pentru că și-au început campania electorală mult mai devreme de startul oficial. Cecul ne-a spus astăzi că încă examinează cererea. Fondatorii Liceului Da Vinci, unul dintre cele mai scumpe din capitală, s-au apucat să renoveze o grădiniță municipală lăsată de izbeliște și ruinată. În schimb, primăria le permite să nu achite timp de 49 de ani arenda terenului pe care este construit liceul. Potrivit autorităților locale, în reparație se vor investi 220 de milioane de lei. Clădirea de pe jumătate ruinată de pe strada Nicolae Costin nici măcar nu mai seamănă cu o grădiniță. De 15 ani, acest loc a rămas pustiu și între timp a și fost vandalizat. Pereții acestei clădiri sunt pe jumătate dărâmați, iar acoperișul stă să se prăbușească. Fosta grădiniță a devenit un loc de adăpost pentru boschetari, printre ei fiind și copii, ne spun oamenii care locuiesc prin preajmă. Într-un an însă, edificiul va fi de nerecunoscut, spun responsabilii de la primărie. Din toamna viitoare, aici va fi o grădiniță modernă în care copiii vor putea veni. Muncitorii au început deja să demoleze acoperișul. Te
temelia va rămâne aceeași, la fel în mare parte și pereții, urmând doar să fie reparați. Am de sus și spate dărmat, reschim și facem din nou. Mult, mult este. Numai de dărmat asiu. 2 săptămâni, 3. Lucrările de reconstrucție vor fi achitate de soții Guzun, care sunt fondatorii liceului privat Da Vinci. Autoritățile municipale spun că investitorii și-au asumat toate cheltuielile, iar în schimb le-au dat în folosință terenul de pe strada Constantin Stamatis 10, pe care este construit liceul, pentru 49 de ani. Am introdus în obligațiunea agentului economic să repare de la zero o grădiniță municipală, o de sub cheie. Contribuția municipiului sunt rețelele de canalizare, rețelele electrice până la grădiniță și mobilierul. Astfel, Codreanu promite că în toamna viitoare noua grădiniță își va deschide ușile și vor fi 14 grupe pentru 340 de copii. Pentru părinții care locuiesc în apropiere, vestea este bună. Asta mănânc, nu ne primește grădiniția, este dorită de grădiniță, dar din păcate nu avem locuri și ți-a spus că nu sunt locuri și așteptați la anul. Da, chiar foarte bucurătoare informația. Sunt multe mame care ar fi dorit să lucrează, să iasă în câmpul de muncă. Unii spun că în felul acesta vor scăpa de bețiile și scandalurile care aveau loc cu regularitate în clădirea părăsită. În sfârșit ați terminat haosul de acolo. Dar ce era acolo? Dei, să cupau copii cu prostiile. Buniem, cât se poate, luați măsuri, vedeți, face ceva. Și uitați, din 2000, nimic. Și e să grămândeu aici. Și bețigii, și copii. Pentru reconstrucția grădiniței, agentul economic va investi 20 de milioane de lei. Fericiți că vor avea drumuri bune în sat, așa cum le-au spus autoritățile, localnicii din Regina Maria se plâng că au rămas doar cu promisiuni. Oamenii susțin că au fost anunțați că drumul central nu va mai fi asfaltat. Primarul nu a fost de găsit pentru a explica situația. Problema cu traseul, că trasa asta e națională, că mărți sute de mașini pe aici. Mărea de aici, ne mădușă de colb. Noi vrem ca trasa asta să o facă cu asfalt, să o facă cum trebuie, dar nu, tragă în alte părți, mă că încolo asfaltă pe piața, dar pensa ce cu ei. Pe acest drum trec zilnic zeci sau chiar sute de mașini, spun localnicii, nemulțumiți că aici nu va fi așternut asfalt, așa că sub greutatea vehiculelor pietrișul sare în părți. Și de fiecare dată când un automobil trece pe aici, în aer se ridică un nor imens de praf. Toate mașinile, toate camazurile, este drum rău s-a făcut. Copil mic eu nu pot să-l scot afară, rufile nu putem întinde pe... Sârmă, nu putem. Dorim să ne facă, nu varianta albă drumul, dar să ne facă asfalt, cum și-o spus că trebuie, cum zici că este proiectul. La o întâlnire cu autoritățile din sat, oamenii ar fi fost anunțați că drumul nu va fi asfaltat, deși anterior li s-ar fi promis că acest lucru se va întâmpla. Trebuie să-și facă legăciunile. În schimb, vor fi asfaltate drumurile din centrul satului. Localnicii spun că primarul ar fi luat această decizie pentru că acele străzi duc spre casa lui. Sătenii speră să fie auziți. Trebuie să luăm o hotărâre oricare, că aici s-a alocat o sumă importantă de bani și primarul a hotărât unilateral să-și facă lui. Cred că să trecem la proteste, vorem să... Blocăm drumul. Am încercat să vorbim cu primarul satului, Vasile Tabârță, însă nu l-am găsit la locul de muncă și nici acasă. Acesta nu a răspuns la telefon. Două mașini în care condițiile sunt mai bune decât în microbuzele de rută din capitală au fost cumpărate ca să fie transportați deținuții la penitenciare. Este dotată cu un scaun, un semn de protecție a capului, centură, are permanent luminozitate naturală, cât și artificială. Deși sunt de mâna a doua, vehiculele au aer condiționat și cabine separate. Le vedeți în câteva minute la știri. Codul roșu de inundații se menține în sudul Franței, unde cel puțin 10 oameni au murit din cauza viiturilor. Nivelul apei a atins pe alocuri și 7 metri. Apele au năvălit pe neașteptate pe străzi și în case, iar oamenii s-au refugiat pe acoperișuri. Sute de salvatori au fost trimiși în ajutorul sinistraților. Mai multe poduri au fost distruse, iar peste 50 de șosele sunt blocate. Autoritățile au anunțat că în regiunea afectată școlile vor rămâne închise.
Biserica Ortodoxă Rusă a anunțat că rupe relațiile cu Patriarhia de la Constantinopol. Decizia a fost luată după ce Constantinopolul a spus că va recunoaște autocefalia bisericii din Ucraina, iar asta înseamnă că Moscova va pierde controlul asupra acesteia. Требует ответ Константинопольской церкви и сигнал всему мировому православию о позиции Русской православной церкви. Синодul Bisericii Ruse s-a reunit ieri la Minsk și a decis că este imposibilă menținerea comuniunii cu Patriarhia de la Constantinopol. Decizia a fost luată după ce săptămâna trecută Patriarhia de la Constantinopol, cea mai înaltă autoritate canonică din lumea ortodoxă, a recunoscut autocefalia Bisericii Ortodoxe Ucrainene, lucru care a scos practic ortodoxii ucraineni de sub controlul Moscovei. Astfel a fost pus capăt celor 222 de ani de tutelă religioasă rusă, fiind plasat însă un semn de întrebare asupra viitorului a milioane de enoreași din Ucraina, unde Biserica Ortodoxă Rusă se bucura încă de o influență mare. Autoritățile de la Kiev au afirmat că vor să evite un război religios și că guvernul va respecta alegerea parohiilor care decid să rămână loiale Patriarhiei Moscovei. Ca să nu mai avem ambuteiaje în oraș, să venim la serviciu la ore diferite. Este soluția pe care o propune primarul interimar al capitalei. Ruslan Codreanu a dispus deja ca instituțiile municipale să dea start activității pe rând. Să facem un demers din numele meu către Consiliul Rectorilor. Avem 60.000 de studenți în orașul Chișinău. Să încercăm să avem un dialog constructiv cu universitățile, ca inclusiv studenții să înceapă diferit graficul de studii, orele de studii. Autoritățile anunță că până acum 700 de angajați și-au schimbat graficul de lucru. Totuși, nu a fost posibil să fie modificat programul în școlile din capitală, așa cum se intenționa, pentru că părinții nu au fost de acord. Anișoara Login revine în câteva minute cu emisiunea O seară perfectă. Anișoara, bună ziua din nou! Bună ziua din nou, Patricia! În continuare la O seară perfectă stăm de vorbă cu o persoană aparte. Este un musafir special, este vorba despre Anastasia Lazariu, care se află pentru câteva zile la Chișinău. Le va spune cu ce ocazie a venit, cum a făcut aici hramul, dacă l-a făcut, dar și cum își amintește ea Chișinăul de altă dată. Mai discutăm astăzi și cu un cuplu de artiști care tocmai a venit de la Paris. Este vorba despre Corina Țepe și Costi Burla, cu ce au făcut ei acolo. Ne vor spune la O seară perfectă. Vă aștept! Anșoara, îți mulțumesc, continuăm știrile. O parte din deținuți vor fi transportați până la închisoare în mașini dotate cu aer condiționat, cabină separată și camere de supraveghere. Administrația Națională a Penitenciarelor și-a înnoit parcul de mașini cu încă două autospeciale care au costat în jur de 50.000 de euro. Acestea sunt de mâna a doua și vin după alte trei mașini cumpărate anul trecut. Totuși, alte câteva zeci de vehicule destinate sunt într-o stare jalnică. Ideea de a noi parcul de mașini aparține angajaților Administrației Naționale a Penitenciarilor, care în urma mai multor deplasări efectuate la colegii din țările europene și-au spus că trebuie făcute schimbări și în sistemul din Moldova. Cele două vehicule au capacitatea de a transporta 5 deținuți și loc doar pentru 3 gardieni. Două celule sunt de o persoană și în partea de spate sunt plasate 3 locuri. Este dotată cu un scaun, un semn de protecție a capului, centură, are permanentă luminozitate naturală, cât și artificială. Mașinile sunt dotate cu aer condiționat, dar și camere de supraveghere. Deasupra fiecărui deținut este instalată o cameră, așa încât acesta să fie supravegheat de către gardieni pe durata traseului. Iar în cazul în care se simte rău sau are nevoie de ajutor, poate apăsa acest buton pentru a solicita oprirea. Informația este transmisă pe un ecran gardienilor din față. Gardienii, la rândul său, au permanent monitorizare, ceea ce se întâmplă în celule. În dependență de blocul de alimentare, poate vedea sub diferite unghiuri celula aparte. Mașinile de model Mercedes sunt fabricate în 2013 și au fost cumpărate prin licitație la mâna a doua. Pentru fiecare s-a plătit din bugetul instituției 25.000 de euro. Noi ne-am pus ca și obiectiv să trecem de la procurarea unităților de transport cantitativă la cea calitativă, într-așa mod încât să facem față cerințelor condițiilor de detenție, așa cum ne prevăd standardele europene. Din total
numărul de 48 de unități de transportare a deținuților, doar 25% sunt în stare bună și corespund standardelor de escortare, spune directorul instituției. Noi avem nevoie și de autocare care îl transportă până la 25-30 de deținuți, când noi astăzi am avea undeva în jur de 5-6 autobuse, autocare de acest gen, noi îmi face față. Deocamdată nu s-a hotărât la care penitenciare din țară vor ajunge noile mașini. Decât în bătaia rachetelor de luptă, mai bine în calea radiației, și-au spus mai mulți locuitori din zona de est a Ucrainei, care au fugit de război și s-au adăpostit în regiunea Cernobâl. Deși este încă o zonă contaminată de radiații, localnicii spun că este mai sigură decât Donbasul. Acesta este orașul Pripyat, părăsit încă după explozia la centrala nucleară din 1986. De atunci nimeni nu a mai locuit aici, dar iată că la marginea acestuia au apărut noi locuitori, deși radiații încă există în regiune, iar riscurile pentru sănătate sunt mari. Oamenii s-au refugiat aici ca să scape de războiul din Donbas. Radiația nu poate ubivaie pavilne людей. Specialiștii spun că în această regiune poate fi contaminat orice, solul, apa sau chiar clădirile. Asta însă nu-i oprește pe refugiați. Acest bărbat este de mult timp în regiune. Spune că nivelul de radiații nu sperie atât de mult ca exploziile care se auzeau în Donbas. Până acum în jur de 1,5 milioane de oameni și-au părăsit locuințele din cauza războiului din estul Ucrainei. Două medalii de aur în prima zi de turneu. Valeria Chipăruș și Mihaela Lazar au devenit campioane mondiale la arm wrestling în categoria tineret. În finale au învins sportive din Kazahstan. În finala categoriei de greutate de 50 de kilograme, mâna stângă, Valeria Chipăruș a obținut prima victorie grație greșelilor făcute de adversara sa din Kazahstan. Astfel s-a ajuns la rematch în care moldoveanca a fost din nou mai bună și a cucerit medalia de aur. Mihaela Lazar a întâlnit și ea o sportivă din Kazahstan în finala categoriei de 65 de kilograme tineret mâna stângă. Nu i-a dat nicio șansă adversarei sale. Mihaela Lazar takes the title. Campionatul mondial de arm wrestling între juniori și tineret se desfășoară în Antalya. Moldova este reprezentată de 7 sportivi. Iar atleta Nina Căpățână a fost la un pas de a urca pe podium la Jocurile Olimpice de Tineret de la Buenos Aires. Moldoveanca s-a clasat pe locul 4 la proba de aruncare a greutății. As we head back to the women's shot put, and this is Nina Căpățână, and she's been throwing very well. 17-13, she's in fourth, but she was in fourth position coming into the competition. Her best in phase 1 was 17-09, so she's already improved on that, and 17-42. So this has been turned into a very interesting battle for the Sportiva a înregistrat rezultatul de 34 de metri și 51 de centimetri. Campioană olimpică a devenit o atletă din China. Nina Căpățână, în vârstă de 16 ani, a cucerit până acum medalii de aur la campionatul balcanic din Turcia, la un turneu internațional din Bulgaria și medalia de argint la europenele de juniori. Selecționata Moldovei rămâne cu șanse mici la calificarea în play-off-ul Ligii Națiunilor UEFA. Tricolorii au remizat din nou cu Belarus, scor 0-0. Echipa noastră va juca ultimele meciuri din grupă în noiembrie. În meciul jucat la Minsk, bielorușii au șutat de 5 ori pe cadrul porții. Golkiperul Alexei Coșelev a fost de neînvins. Moldova nu a trimis niciun șut pe spațiul porții, dar Vitalie Damașcan a ratat o ocazie imensă în repriza secundă, când a intrat în careul advers și a lovit bara. Cătălin Carp și Alexandru Boiciuc și-au încercat norocul cu șuturi periculoase din afara careului. Belarus putea smulge victoria în prelungiri, dar Stasevici a trimis mingea în transversală. 0-0 a fost scorul final, la fel cum în partida precedentă. Precedenta a celor două echipe jucate la Chișinău. Planeta,
завершающей фазе, наверное, все-таки чуть-чуть были, может, быстрее белорусы. Просто меч бун уши де ной, кумить оказий, патика. Mai mult noroc avea să le fructificăm. Era bine dacă marcam gol și obțineam 3 puncte, însă oricum s-a văzut că echipa s-a dăruit, am creat ocazii, am dăruit toți la maxim. Продолжаем выступление в Лиге нации и мы будем как бороться, продолжать бороться за наивысшее место, которое возможно. În celălalt meci, Luxemburg a bătut-o pe San Marino cu 3-0. În grupa noastră, Luxemburg conduce cu 9 puncte, Belarus are 8 puncte, iar Moldova 5. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O seară perfectă cu Anișoara Login. Eu vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă!